Ce o să fac o mică modificare, arată de obicei ora și temperatura, pe vreo 5 cicluri din ăștia, arată și data și an. Este varianta de ceas cu diodă 1.41.48 ca senzor. Este dată mereu deci ceasul și apoi temperatura. Și trebuie să treacă să vă arate și data și pe data, anul. Temperatura și acum o să arată după aia ceas și temperatură de vreo 5 ori.